Bună seara și bine v-am găsit! Ne revedem din nou la Educația la timpul prezent, împreună cu voi, dragi profesori. O să citez un mesaj primit de dimineață de la o colegă care ne întreba dacă luăm astăzi o pauză de la realitate și ne vedem într-un webinar cu Roherio. I-am confirmat că luăm această pauză de la realitate pentru a ne concentra poate pe o realitate profesională pe care o întâlnim de mâine dimineață la noi în școală. Avem un invitat drag nouă și care a fost cerut pentru revenire, Roherio, director în Madeira, Portugalia, director de școală, cu o temă interesantă, outdoor learning. Alături de mine o am și pe colega mea, Irina, președintele Asociației Europene a Profesioniștilor din Educație, DUMI, și pe Oana Rusu, interpret de conferință, care după ce a terminat ca șefă de promoție Petru Rareș din Suceava, a plecat pe alte meleaguri, dar uite că cumva a rămas alături de noi și ne ajută cu mult drag ca voluntar atunci când avem nevoie. Vă reamintim câteva lucruri organizatorice, pentru că știm că după ce ne veți saluta cu drag încet, vor urma niște întrebări binevenite de altfel, dar haideți să le lămurim. Da, este un eveniment pe care îl poate urmări oricine. Puteți să dați share colegilor din școală sau prietenilor care lucrează în educație. Se emit acele diplome de participare. Va trebui să aveți răbdare până la sfârșitul evenimentului. Vă încurajăm să fiți activi și să puneți întrebări, pentru că este o șansă de a întâlni un om pasionat de educație și care crede că dacă faci ceea ce iubești, nu o să lucrezi nici măcar o zi din viața ta. Vă așteptăm cu întrebări pe chatul nostru și sperăm să fie o oră plină de lucruri utile, așa cum reușim de obicei. Roherio, the floor is yours. Hello. Thank you very much for the invitation. It's a pleasure to be here with you and talking you with you about outdoor learning. I will start. I have a small presentation for you. I will try to share my. Okay. I don't know if it's presenting the PowerPoint. Yes. Yes. It's okay. Okay. Thank you. So I will start to talk a little bit about my region. Of course, I will talk about me first. I'm a primary school teacher and also a physical education teacher. But I'm specialized in the digital education technology. I've worked for 12 years in the ICT governmental department before returned to school. And now I have the challenge to manage my school for the last 5 years. Since this time, that's when I realized that ICT is really important. But the school is much more than the technologies, and that's why outdoor learning becomes to be one of our priorities too in school. But first of all, let me present you my country and my region. Just a few slides, very fast. I'm from Portugal, and this is our capital. We are Lisbon. Our music is fado. It's the most typical music from Portugal. Amália Rodrigues is the highest figure from this kind of musical style. Our food, cold fish. I don't know why, but Portuguese like to go fish to Norwegian seas and take the cold fish. This is our main dish in Portugal. So, as you may see, Portugal is not just mainland. We have some islands. I'm at Madeira Island in Funchal. So, Roherio, maybe we'll leave a few seconds for one. Yes, to translate. Sorry. Yes, I forgot. No problem. I forgot. Okay. Okay, sorry. No, don't worry. Maybe you can, I don't know, if we need to go back with the slide, maybe it's not necessary. If you want,
if you want. No, I'm just saying this for the all the teachers that are following us. Okay. Bună ziua! Ce plăcere deosebită să revin într-o conferință organizată de EDUMI. Sunt onorat de această invitație și astăzi aș vrea să vă spun că am pregătit o prezentare despre învățarea în afara școlii, învățarea în exterior, acest outdoor learning. Dar mai întâi dați-mi voie să vă vorbesc despre țara mea, despre regiunea mea și despre mine. Încep cu mine. Sunt profesor de școală primară, sunt de asemenea profesor de educație fizică. Dar de fapt sunt specializat și în educația digitală. Timp de 12 ani am lucrat la Departamentul de Tehnologia Informației la Minister, după care am revenit în mediul școlar și de 5 ani de zile încerc să-mi asum această mare provocare de a fi directorul școlii mele. Tot de 5 ani de zile mi-am dat seama că, e adevărat, tehnologia informației este foarte importantă în educație, dar educația pe care o facem și în afara școlii este la fel de importantă și chiar o prioritate. Câteva cuvinte despre țara mea. Știți că vin din Portugalia, capitala este Lisabona, genul muzical cel mai cunoscut este fado, artista cea mai cunoscută se numește Amália Rodrigues. Ce ne place nouă să mâncăm, o să vi se pare ciudat, dar portughezilor le place să meargă să pescuiască în apele Norvegiei, cod. Și asta ne place nouă să mâncăm, printre altele. Iar Portugalia, firește, nu este doar teritoriul continental, are și insule, dintre care a mea, insula Madeira, pe care v-am arătat-o pe hartă. We can go on. Sorry, I'm having a problem with this. Okay. Okay. So this is my city. This is Funchal. This is the capital of Madeira. And I'm going to talk to you about a little bit about the city because it's important for our outdoor learning. Okay, so this is the city hall. This is some attractions that you can visit in the city center. This is the cable car that you can have a panoramic view from the city. It's another some monuments that you can visit if you decided to come to make us a visit at Madeira. Some museums. Some gardens that we use. I'm going to show you later how we use these places for the outdoor learning. Our traditional customs, they are relevant for our culture. And you use it also in school because we think this is really, really important for the students have the idea of his history. Our traditional food is banana and espetada. Our traditional drink, it's very, very tasty. It's have some alcohol, so if you try to drink it, it's have to drink it smoothly. Okay. The sea, because we are in island, you have a lot of access to the sea, and we have another island that is Porto Santo, that is yellow sand in the beach. We have also a lot of nature. You can explore a lot of levadas in the island. Some people say that if you want to really meet Madeira, you have to go and walk through the island. The florists, it's lovely silver florist. And these are some main events. So we have a big event in Carnival. The flower festival that usually is in April and May. A lot of people in the street. This is Christmas festivities. We have a lot of decorations in the city also. New Year. And we have also the most famous person on earth. I think everybody knows it. So
Okay. No? Cristiano Ronaldo, of course. How can you talk about Madeira and you don't talk about Cristiano Ronaldo? It's impossible, okay? So I'll give you to translate, let you translate. Deci după ce v-am povestit de puțin de țara mea, Portugalia, insula mea, Madeira, aș vrea să vă vorbesc despre orașul meu, Funchal, care este capitala insulei Madeira, și să vă arăt câteva imagini din oraș pentru că sunt pertinente pentru ce am să vă explic mai târziu despre educația pe care o facem în afara zidurilor școlii, în exterior. În poze ați putut vedea primăria, câteva atracții în centrul orașului, bineînțeles telefericul care vă permite să aveți o vedere de ansamblu absolut superbă, mai multe monumente, muzee, dacă veniți la Madeira puteți să le vizitați, grădini, și despre grădini am să vorbesc mai pe larg peste câteva clipe, fotografii cu costumul tradițional din insula noastră, pe care îl folosim și la școală de altfel, pentru că ni se pare foarte important ca elevii noștri să știe istorie și să înțeleagă tradiția din insula în care locuiesc. Câteva imagini cu hrana tradițională. În fotografie puteți vedea banane, sunt aceste banane comestibile, aceasta este nota personală, care se numesc banane planta. O băutură foarte gustoasă, dar conține alcool, așadar vă recomand să o consumați cu moderație. Suntem o insulă, deci avem acces extins la mare și chiar nu foarte departe o altă insulă mai mică care se numește Porto Santo, unde, cum puteți vedea, nisipul este auriu. Foarte frumoase peisaje, natura, îți taie răsuflarea. Acest tip de peisaj care se numește în portugheze levadas, avem mai multe și oamenii spun că atunci când vin la Madeira trebuie să faci drumeții prin insulă ca să simți că într-adevăr ai văzut cum arată insula. Mai multe păduri, la capitolul evenimente pot să menționez carnavalul, festivalul florilor, care are loc în aprilie, luna mai. Foarte multă lume, de altfel, cu ocazia acestor evenimente. Ultima fotografie cu decorațiunile de Crăciun, vedeți că și atunci este totul foarte frumos decorat. Dar firește, nu putem vorbi despre Madeira fără să menționăm persoana cea mai cunoscută din lume. Ați văzut cine este, nu? Cristiano Ronaldo, faimosul jucător de fotbal. Nu se poate să vorbim despre Madeira fără să menționăm pe Ronaldo. You can go on. Ok, now that I show you what you can visit and see with us, I'm going to talk to you about my school and about what we really do in our school. So first of all, we are in the city of Funchal. As you can see, I've marked here. We are really, really near the city center and the marina. So it's a central school. I would say that we only have one public school near than us from the city center. So this is our small school. We are not a big school. We are only more or less 200 students. This is our flag that was made by one of our staff, handmade, of course. And this is our staff. We are 44 teachers and 19 operational staff. We have 186 students from 3 to 10 years old. And this is how is organized. This is how organized our school. We have curriculum classes and extracurriculum classes. So kids can stay in school from 8 in the morning till the 6 in the afternoon. For example, if they are in the first and the second grade, they have curriculum in the morning, and the activities they have, they are math, Portuguese, science, physical education, music, and English. But if they decided to stay in the afternoon at school, they have also extra activities, but they are not evaluated like in the curriculum. Just to go to another level, they just have to do the curriculum classes,
the extra curriculum classes. It's a school offer for them to be here and participate in some other activities and projects. So in the afternoon, they have English, physical education, ICT, art and drama, library, and other projects that to involve our students, like Erasmus project, local projects based on nature, based on traffic prevention, and so on. Așadar, v-am explicat că locuiesc în Fulgeado, acolo se află și școala noastră. V-am înconjurat locul pe hartă ca să vă dați seama că suntem chiar în centru și foarte aproape de zona de acces la mare. E o școală mică, dar e, ca să zic așa, școala publică cel mai centrală situată în oraș. Avem aproximativ 200 de elevi. Ați văzut în fotografie drapelul școlii noastre, care de fapt a fost făcut de mână de unul dintre colegi. Concret, suntem 44 de profesori și 19 alți angajați. Cifra exactă este acum de 186 de elevi cu vârste cuprinse între 3 și 10 ani. În diapozitivul cu curriculum ați putut vedea, pe de o parte, activitățile, deci din curriculum sunt activitățile pentru care elevii sunt evaluați, iar ceea ce apare în coloana de extra sunt cele extracurriculare, cum ar fi un fel de after school, pentru care copiii nu sunt evaluați. Concret, copiii pot sta la școală de la 8 dimineața până la orele 18 seara, dacă de pildă sunt în clasa 1 și clasa 2, dimineață au toate aceste materii din prima coloană, iar după amiaza, dacă doresc, pot să participe la oricare dintre activitățile din cea de-a doua coloană. Și la fel și când sunt la un nivel deasupra clasei 1 și clasa 2, ideea noastră a fost să oferim o paletă largă de activități copiilor, să încurajăm să se implice în proiecte, proiecte care de altfel pot să fie și altele decât cele descrise aici. Am avut proiecte în cadrul Erasmus sau proiecte locale care aveau de-a face cu natura, cu tehnologia și ideea aceasta este să stimulăm pe copii, dacă tot aleg să-și petreacă după amiaza la școală, să se implice în toate aceste activități extracurriculare. Okay, so this is our school is organized. We have three class from preschool, like kindergarten, from kids from 3 to 6 years old. These are the basis of our primary school classes. All we keep it with interactive whiteboards. We have some tablets to do activities inside. ICT class. English class, music classroom, our library. This is my office, small office. this is the secretary, kitchen. It's just to give you an overview of our school. This is where the kids eat, and this is our outdoor spaces, playground for the kids. These are some activities. I'm going to talk now some activities that can be related with learning objectives, or even for fun, okay? So this activity that you see on your left, it was a partnership with the firefighters that we have done an activity with our kindergarten kids in the end of the last year. Not now, because as you can see, it's sunny and it's hot. At the moment it's good, but it's not good to do this kind of activities. So we try to involve our students in what we consider
outdoors activities. We like to give the opportunity, to our students to participate in the decoration and the creation of our school. So we understand and you believe that it's really important that they feel that the school is their home and they have to treat the spaces like they are at home. So one of our projects was involving our students to painting the walls of our school. Deci, nu știu dacă vreți să reveniți pe fotografii, deși bănuiesc că s-a înțeles în mare la ce anume corespundeau sălile de clasă. Primele fotografii erau cu sălile de grădiniță, au trei săli de grădiniță, deci pentru copiii cu vârstele între 3 și 6 ani, după care erau fotografii cu clasele de nivel primar, unde puteți observa că folosesc o tablă interactivă, au și tablete pentru activitățile de ICT. Era și o imagine cu clasa de limba engleză, sala de muzică, biblioteca, bucătăria, cantina, unde copiii, bineînțeles, pot să mănânce, secretariatul, micul birou al lui Rogelio, după care imagini cu spațiile exterioare, terenurile de sport, locul de joacă. Și am ajuns la fotografii care ilustrează deja activități pe care le putem organiza în exterior. Prima imagine, cea în care copiii erau înconjurați de spumă, este de fapt o activitate pe care am organizat-o în colaborare cu pompierii din Madeira. Am organizat-o la sfârșitul anului trecut, pentru că acum ar fi greu, puteți vedea din spatele meu că strălucește soarele și e cald, dar tocmai când e vreme așa nu prea e adaptată pentru genul acela de activitate. Și o altă imagine în care vedem copiii că desenează pe pereți, de fapt, credem cu tărie în faptul că pentru elevi școala trebuie să fie ca propria lor casă și atunci când sunt la școală încercăm să învățăm că trebuie să aibă grijă de tot spațiul în afara și în exteriorul școlii ca și cum ar fi propria lor casă și ca să le întărim această idee, îi lăsăm să participe cât mai mult la activități, cum ar fi decorarea școlii. Deci i-am lăsat să deseneze pe pereții școlii ca să poată să-i decoreze. Go on. Okay, I'm going. I start to understand a little bit of Romanian. So some words are similar. Maybe the translation, when I say in English, if I say in Portuguese, it will be easily understandable. So these are some other activities that we do outside. We try to use all the facilities that we have in near our school. That's why I was showing you the parks, the places that you can visit in Funchal, because we use it usually for outdoor activities. This is our sport activities, but we do more than sport activities. For example, we can talk a lot about cleaning the world, have clean places, but why not put our students on the street and be involved in the international activities for them to participate and understand in loco how to clean it and why it's important to be cleaned. So this was one activity that we were involved with the municipal hall. And it was a global initiative that we also participate in our school. We try to correlate all the activities we do with the subjects that they are learning in the classes. So we can reinforce the activity outside. You don't have to be all the time inside of the class to do and to talk about taking care of the world, for example, in this case. I think they easily understand if you put them in contact with the reality, then if they are seated in one place and just listen to you talking about the problems. They have to be
you have to put them in the problem. If you put them in the problem, if you put them in the situations to understand the problems and the reality, I think they easily acquire the knowledge that you want them to have. Alte exemple de activități. Încercăm să folosim toate facilitățile pe care le avem în apropierea școlii, de aceea vă arătam mai devreme poze cu parcurile și diferitele atracții din insulă. Evident că facem activități cu caracter sportiv, dar nu doar acestea. De pildă, în aceste fotografii puteți să vedeți pe copii cum strâng deșeurile de pe drum. A fost o inițiativă la nivel internațional la care am hotărât să participăm. Și am colaborat și cu primăria în acest sens, pentru că e bine să le vorbești copiilor în școală despre cum trebuie să protejăm natura, să curățăm mediul înconjurător și așa mai departe, dar poți să faci o corelare între materia predată și activitățile organizate în exterior. Pentru exemplul de față, de ce să te mulțumești să-i ții pe copii în clasă și să le spui tu, doar tu, adultul, despre cum e bine să fii curat, să ai grijă de natură, să protejezi mediul înconjurător, în loc să-i duci afară, să fie față cu realitatea, să-i pui în fața problemei și să-i ajuți să găsească singur soluțiile. Credem că așa înțeleg mai bine conceptele și exact despre ce este vorba. Deci noi credem în valoarea pe care o are această învățare când ești clar în contact cu realitatea și trebuie să te gândești singur cum poți să găsești o soluție. So these are other activities that you use to participate in the parks near the school. Sometimes we do competitions with other schools also. This is one of the main events of the of Madeira school sports. So they have an annual that was stopped, of course, in this last 2 years. So a main event that all schools participate, and students get in competition in different areas. They can run, they can play football, they can play a lot of activities, sport activities. Another area that we do in the summer in our school, it's the reading area. So during the breaks after the lunch, the students can go to these areas to relax, to read a book, to explore stories, and then they tell what they learn in that story to the other colleagues. So you can explore a book outside of the class. You don't have to be in class to explore a book, and give the opportunity to the students to talk about what they learned in that book, about the story. They can share what they know about that story with their colleagues. This one of the areas that at this time of the year, no, but after this break for Easter, we start to use this area in school. Alte exemple de activități, tot la nivel sportiv, avem, în mod normal, când nu este perioada de pandemie, un concurs anual organizat în insula Madeira, la care participă absolut toate școlile. Și este un concurs unde copiii se pot lua la întrecere în diferite probe, poate fi atletism, poate fi fotbal sau multe alte probe sportive. Un alt exemplu de activitate pe care îl organizăm mai ales vara în școala noastră, ce numim zonele de lectură, pe care le puteți vedea în imagine. Concret, după pauza de prânz, după ce au mâncat, copiii sunt liberi să meargă să iau o carte, să o citească sau pur și simplu să o răsfoiască, au dreptul să se relaxeze și când revin după pauză în clasă, pot să le povestească colegilor ce au citit, ce au văzut, ce au înțeles. Deci, încă o dată, nu trebuie neapărat să-i ții pe copii în clasă ca ei să facă o activitate de lectură sau ca să se uită prin cărți. De ce să nu-i lași să o facă în mod liber, în plus relaxându-se afară, pentru că oricum după aceea revin în clasă și e mult mai stimulant pentru ei să le povestească colegilor din proprie inițiativă ce au înțeles sau ce au citit. Acest tip de activitate, cum am zis, e mai mult când e frumos afară, de aceea
Vom aștepta după vacanța de Paște ca să o reluăm. Okay. So sometimes we use that areas, sometimes we use the park not only for the physical education activities, for sports activities, but also to have lessons in the park. So sometimes the class leave the school, they go to the park for some initiative, for lecture, for some classes that you don't need the board. Sometimes you don't need a board to do a morning class, and the students have a different spirit if you put them in contact with nature. They can learn a lot in nature. So you can take them. We have the luck, of course, to have places near our school that we can go without transportation. They go by foot, they go and they return. They don't need to go, they don't need the bus, they don't need, you don't need to have any extra expenses because schools don't have a lot of money, of course. So this has to be very smooth to be done and with the less waste of money possible. So we try to use these places for different kinds of activities. Another thing that we like a lot and we think that helped the students to evolve, it's to create relation with another generation. So we try to create some activities with older generations. We have some institutions near our school, and we try to do a lot of partnerships with all the institutions that are around us. So this is one of the examples when our students went there to create some artistic activities, and then they have a lunch with the older people. Sometimes the older people come to school and our students teach them how to use the computer, how to use the mobile. So this is a really, really good partnership for everybody. I think everybody wins. This is a win-win situation. So the kids love it. The older people love it. So it's a good initiative that we do a lot of times here in school. Not of course this year and this period we have a lot of restrictions and we try to not do too much as we like, but that's our main goal. Return again to this routine, this daily basis situations. Așadar, zonele, locurile pe care le vedeți în fotografie, de exemplu parcurile, sunt folosite nu doar pentru activitățile sportive, ci și pentru alte tipuri de activități corelate cu materia predată la școală. De pildă, putem să facem lecții în parc. Există ore pentru care n-ai nevoie de tablă, să zicem, mai ales primele ore dimineața, și atunci de ce să nu îi duci pe copii în parc? Am constatat că atunci când ei sunt în aer liber, că sunt în contact cu natura, altfel învață, altfel sunt atenți în clasă. E adevărat, avem noroc că toate aceste locuri frumoase sunt aproape de școală, copiii se pot deplasa pe jos, nu le trebuie autobuz, nu presupune niciun cost în plus nici pentru ei, nici pentru familie, pentru că, așa cum știți, școala nu are cine știe ce bani la dispoziție, nu este bogată, dar încă o dată folosim toate aceste locuri pe care le avem în apropierea școlii pentru a le exploata la maxim. Un alt exemplu de activități la care ținem foarte mult țin de relația între generații. Există mai multe instituții în apropierea școlii noastre cu care am încheiat parteneriate și îi aducem pe copii în contact cu persoanele în vârstă. De exemplu, în aceste fotografii vedeți cum au făcut un bricolaj împreună, după care au mâncat un dejun și atât copiii cât și persoanele în vârstă apreciază aceste momente. Este chiar și atunci când copiii nu sunt la școală, încercăm să oferim servicii vârstnicilor, de exemplu, ei vin și profesorii le explică cum să folosească un calculator sau pur și simplu cum să-și folosească telefonul mobil. E o relație în care toată lumea are de câștigat și sperăm să putem continua astfel de proiecte pe viitor, acum cu pandemia și cu toate restricțiile
nu am putut să le desfășurăm cum ne-ar fi dorit, dar obiectivul nostru este să revenim la normal și să putem să le reluăm. Ok. When we are classes and teaching students about media, we try to also to show them some kinds of media, for example, the cinema. Also take some of the students to the theater to make them understand how media work. This is one example, just to explore some stories, make a relation with media and stories. So one of the projects that we started, I would say 6 years ago, it was a project that we call Gosto Disto. In English, we say I like it. So we create one day at school that students could choose the kind of project that they want to participate. For example, the students that they have extracurricular in the morning, we create, for example, 8 different activities with 8 different teachers. So the students choose what activity he want to do. This was one that I created at that time. I was not the director of the school. I was a normal teacher. And I create the activity to explore Funchal. So why should we be talking in a class about Funchal if it's just 2 steps ahead from my place? Why can't we go there and show in loco the places and the story of the places, the museums and the monuments in the place instead of being seated in the class? So usually we go with the students down to the city to explore the monuments, to see the exhibitions, to allow them to have some different experiences in the places. This is the Natural Museum of Funchal, and they promoted some activities. This is another partnership that we had to allow our students to explore life and see life in the right place. They have the right tools to explore it instead of being school, that we have more difficult to prepare this kind of activity. So we take them to the places to explore and have the possibility to try things. Firește, putem continua lista activităților, de exemplu atunci când vorbim despre tot ceea ce înseamnă mijloacele de informare în masă, de media. Îi putem duce pe elev la film, la cinema sau la spectacole de teatru. Putem să facem o legătură între, să zicem, poveștile despre care vorbim în clasă și spectacolul la care îi ducem pe copii. Am mai avut un proiect în urmă cu 6 ani, de care m-am ocupat și eu pe vremea când încă nu eram directorul școlii. În traducere liberă s-ar putea numi ziua în care îmi place. Îmi place ce fac. Concret, înseamnă că o zi pe an propunem copiilor 8 activități extracurriculare pe care le organizează 8 profesori diferiți și copiii sunt liberi să-și aleagă ce vor să facă în ziua respectivă. Activitatea pe care am propus-o eu, de unde vedeți fotografiile, a fost să vizităm orașul nostru, să vizităm Funchal. Pentru că de ce să te mulțumești să discuți despre oraș în timpul unei lecții clasice la școală, când poți să iei pe copii și să-i duci și să le arăți monumentele, muzeele, să le povestești despre istoria orașului? E mult mai bine pentru ei să le vadă cu ochii lor decât doar să asculte o prezentare. Un alt parteneriat interesant pe care îl avem este cu Muzeul Științelor Naturii din orașul Funchal și ne este foarte util ca să le permitem copiilor să folosească aparatură, instrumente pe care nu le avem neapărat în școală sau ne este greu să organizăm astfel de activități în școală și atunci vizitele la muzeu, precum la Muzeul Științelor Naturii, le permit să aibă acces la astfel de activități suplimentare. Aici era pentru a observa mai de aproape viața marină.
So some of the other visits this involve some costs with the buses, but I think it's really important for the students. When we are talking about the origin of our island, we can talk, but we can teach them, showing image. But if you have the opportunity to take him to the place where you can see how the island was created, and you see something of the volcans of the island, I think we should give the opportunity to our students to live this experiences, to see the things with their eyes, not in a picture. Just they see in the place what's there. They have the opportunity to check how the island grow. They, in this case, also if they visit the volcanic caves, they also in the end they have for consolidation. They have a 3D video where they can see how the island was created, the animals, the sea life. It's a great experience for them too. So I think it's always better when you give them the chance to go to the place to explore the thing that or the subject that you are teaching. Also, because we have some students with special needs, nothing better for the others to understand them if we take them to the places where they can feel things differently, like the other students feel. So this is a sensitive exploration that we try to promote with all the students. Of course, it's more relevant for autistic students, but the others, they also enjoy the experience. I think they can understand better the other students. They can accept them better. So it's important to create also this relation with the students, with the ambience, and with all that is important for one kind of students, the others should experience it also, because this is supposedly it was so only for autistic students, but we want all the other students who don't have that handicap also to explore this kind of places and this exploration, sensitive explorations. Alte exemple de activități, vizite pe care le organizăm nu neapărat în apropiere, e adevărat că ne trebuie transportul cu autocarul, dar eu cred că este important pentru că, de pildă, putem să vedem cum s-a format insula. Insula Madeira este de origine vulcanică și în loc să ne mulțumim să predăm în clasă cum e cu vulcanii, cum s-a format insula și așa mai departe, e mult mai bine să-i duci la muzeul respectiv unde pot să intre într-o peșteră de origine vulcanică, pot să vadă concret cum s-a format insula, cum se extinde insula, pot să se uite la filmulețe video, există simulări în trei dimensiuni, deci e mult mai simplu pentru ei să înțeleagă atunci când văd cu proprii lor ochi și chiar pot să atingă, decât când se mulțumesc cu o fotografie pe care le arătăm în clasă. Deci dacă avem ocazia să îi lăsăm să participe la astfel de excursii, la astfel de vizite, e mult mai bine ca să înțeleagă materia pe care le predăm în clasă. Un alt timp de experiență la care ținem foarte mult este cea în care le permitem copiilor să înțeleagă cum se simt colegii lor de clasă care sunt copii cu nevoi speciale. Avem câțiva elevi cu nevoi speciale și această activitate de pildă este pentru a-i lăsa să înțeleagă cum se simt copiii autiști. Sunt spații pentru copiii autiști, dar noi ținem ca toți elevii să le experimenteze ca să-și dea seama cum e să fie în pielea celuilalt, chiar dacă nu suferi de handicapul său. E foarte important ca toți să înțeleagă ce înseamnă să fii diferit și mi se pare și deosebit de interesant să organizăm astfel de schimburi de experiență și ca toți să fie pătrunși de această atmosferă pe care de altfel nu s-ar lovi dacă nu ar fi puși în locul celorlalți.
Okay. This was some of our activities that we do with the students. This is the youngest ones, of course. We like to show them the how can we create, for example, in this case, this is a soup. How you go to the supermarket, you have all the process to construct the activity. They are involved since the beginning, the activity outside the school and inside the school, they are involved since the beginning till the end of this process of making the soup. Another activity that these are not normal activities that happen all the time, because sometimes you search and you see that something is happening and you try to create an opportunity to take your students there. In this case, for example, it is a sailboat that was from a TV from Canada that was visiting Europe, and I found it on the internet, and we have the opportunity to take our students to visit the sailboat. They are making a season about the sea garbage, all the water is it's not clean at the moment. In this image, you can see that they are showing what they are finding in the sea to our students. So this is some activities that we need to search, and we can promote to our students. Of course, not for all the students at the same time, but sometimes you promote some activities for one and then some activities for another. O altă activitate pe care am organizat-o de această dată cu Pici, cu cei mai mici dintre elevii noștri, de exemplu, să înțeleagă cum ajunge supa în castron, la cantină. Deci implicăm în întregul proces, de la momentul în care se merge la supermarket pentru a cumpăra ingredientele, se gătesc și până momentul în care avem supa în castron. Alte tipuri de activități pe care nu le putem organiza tot timpul și pentru toți elevii, dar sunt oportunități pe care le putem găsi. De exemplu, aici, uitându-mă pe internet, am văzut că o navă din Canada, sponsorizată de o televiziune din Canada, era în largul insulei pentru că pescuiau deșeuri. Filmau un documentar despre deșeurile care poluează oceanul și când am aflat, am reușit să organizez o excursie pentru unii dintre elevii noștri. Vedeți că li se arată ce tip de gunoi, de deșeuri s-a pescuit din mare, deci a fost o interacțiune interesantă. Nu întotdeauna, e adevărat, poți să găsești astfel de ocazii, dar când e cu putință, de ce nu? De ce să nu organizăm, chiar dacă nu e pentru toți elevii în același timp și sunt doar o singură dată, totuși merită să continuăm să căutăm oportunități pentru elevii noștri. Okay. So this is another cultural activities. We allow our students, you can see on the left, because they participate in this kind of contests, and then we allow them to go and see all the expositions of their works in the city. I'm finishing my presentation. I think I take 10 more minutes than was expected. And thank you. I don't know if you have any questions. Ultimele imagini erau de la niște momente în care copiii, după ce au participat la un concurs, au fost duși în oraș să vadă acolo unde erau expuse operele celor care au participat la concurs. Cu aceasta mi-am încheiat. Oana, ne auzi? Da. Ok. Cred că s-a pierdut puțin conexiunea. Vreți să reiau? Ultima idee, te rog. Da, ultima idee era că ultima imagine, în ultima imagine apar copiii care au participat la un concurs de artă și au fost duși în oraș să vadă diferitele opere
afișate, expuse. Și doar mesajul de mulțumire a invitatului nostru, care spune că e pare rău dacă a depășit timpul alocat și că este la dispoziție pentru întrebări. Da, și sunt foarte multe întrebări. Mulțumim, Rogerio, pentru tot ceea ce ne-ai prezentat, extraordinar. După cum spunea unul dintre urmăritorii noștri, atunci când faci educație cu zâmbetul pe buze, se vede. So, Rogerio, thank you very much for this presentation. Some of the people that are following us said that when you educate with your smile on your face, it's always really a different thing. Yes, of course. Aș vrea să încep de la o afirmație pe care a făcut-o la început în prezentarea școlii, și anume că sunt în jur de 40 de profesori pentru 200 de copii, pentru 200 de elevi. Cam cum sunt distribuiți ei? Pentru că noi, la un asemenea număr de profesori, avem cel puțin 600 de elevi. So, my first question for you, Rogerio, is how are you sharing the work among teachers? Because you said you are 44 teachers and you have almost 200 students. So we are wondering how you share the work among you, because in Romania, when you are like more than 40 teachers, we have to take care of 600 students. No, we have a good number of teachers. It's true. We have different like I told you, our school is split into two places. It's the curriculum and extracurriculum. So the teachers that stay in the curriculum, they, for example, if they teach in the morning, they will not teach their students in the afternoon. There will be other teachers. That's why we are a lot. There are a lot of, we have seven special need teachers because we have some students. I would say that the number each year is increasing of student. I don't know if you feel the same in Romania and in your school, but what I feel is each year we have more students with special needs, learning needs. It's growing every time. So you're asking me how we share our work. We share in the meetings. We share. We have. Internal mail system with all the teachers, and we can, for example, if we find some activities, we send to the teachers that want to promote them. Okay, so they say, Rogério, I want this activity that you sent, and I select the classes, and to this activity are going these classes. Not all the classes go at the same time, most of the time. So sometimes go once and sometimes goes another. But we give the opportunity, of course, not the same activity, but different activities to different students. Așadar, înțeleg ce îmi spuneți. E adevărat că avem un număr mare de profesori, dar așa cum v-am explicat, avem activitățile curriculare și cele extracurriculare. Deci dacă, de exemplu, un profesor dimineața predă ore în cadrul activităților din curriculă, atunci nu mai predă după amiaza celor așelevi la activitățile extracurriculare. Avem un plus, deci dintre cei 44 de profesori, 7 se ocupă doar de copiii cu nevoi speciale. Și nu știu dacă ați făcut aceeași constatare în România, mie mi se pare că de la an la an crește numărul elevilor cu nevoi speciale. Nu neapărat handicap, dar și cu nevoi speciale de învățare. M-ați întrebat cum ne organizăm pe plan intern. Evident, organizăm reuniuni, avem un sistem de e-mail cu toți profesorii și să presupunem că găsesc o idee de activitate, trimit pe e-mail și întreb cine se voluntariază, cine vrea să facă această activitate. Din momentul în care avem un profesor voluntar, el hotărăște cu ce clase va participa la activitatea respectivă. Niciodată nu pleacă toate clasele în același timp și nu face toată lumea aceeași activitate. E un sistem prin rotație, firește, dar încercăm să echilibrăm și ca toate clasele să poată să participe la astfel de activități. Și școala voastră este un exemplu fericit sau așa se întâmplă de obicei în toate școlile din insulă?
Another question, is your school like a happy place or is it a habit among the schools in your island, in Madeira, to organize themselves like that? I would say we work in a happy place. but I can't say that the other schools in our region don't do most of the things that we do. We give some opportunities to our students that most of the schools don't give. It's a reality, but I wouldn't say that all the other schools in the island don't give opportunities to their students too. Spune că școala noastră e mai degrabă un loc fericit. Școlile din regiune nu fac atât de multe cât facem noi, nu le dau copiilor atât de multe oportunități, dar aș minți dacă aș afirma că nu le dau niciun fel de oportunitate sau că nu organizează nici ei nimic, dar mai puțin decât facem noi. Și legat de toate aceste activități extracurriculare, toate activitățile de după amiază, de unde sunt finanțate, copiii plătesc sau părinții copiilor plătesc ceva pentru aceste activități sau sunt gratis, cum este organizat sistemul? About the extracurricular activities, can you tell us if they are for free? Do the parents need to pay something for them? How do you finance those extracurricular activities? No, no, everything is free. Deci totul este gratuit. Yes, yes. It's organized by the government because let me tell you that this is different from mainland. In mainland, the system, educational system, related to extracurricular activities, it's different. If students in mainland want to participate in extracurricular activities, they have to pay. Here, no. Deci e o excepție datorită faptului că Madeira este o insulă. Activitățile extracurriculare sunt finanțate de guvern 100%, așadar sunt gratuite. Copiii care învață în Portugalia continentală, dacă vor să participe la activități extracurriculare, trebuie să plătească. But of course, if we try to do a different activity, to go outside, for example, for the volcanic visit, that's an example that we do a lot of times. We ask the parents to help us to pay the bus, to pay the tickets in case we have to pay it. But sometimes we get some bus companies that help us and give us the bus. But most of the times we have to pay, and if we have to pay, we ask the parents, the students, how can I say? We have a parents association in school that sometimes helps to pay this kind of activities. Deci pentru activitățile în afara celor enumerate pe diapozitivul cu activitățile extracurriculare, când facem excursii, cum e excursia pentru a observa partea vulcanică și avem nevoie de autocar, ca să plătim autocarul, ca să plătim biletele la intrare, da, atunci cerem părinților să plătească. Dar cum avem asociația părinților în școală, ei se organizează și de multe ori pot să finanțeze excursia sau chiar dacă reușim găsim și o companie care ne dă autocarul fără să trebuiască să-l plătim. Dar ar fi singurele ocazii când cerem părinților să contribuie. Pentru că ai vorbit foarte mult de copiii cu nevoi speciale, vrem să te întrebăm dacă ei sunt integrați în clase sau participă doar la activitățile speciale pentru ei și dacă au un însoțitor, profesor de sprijin, cum organizați toată activitatea cu ei? So, a question more about students with special needs, because you talked a lot about students with special needs. We would like to know, are they fully integrated in the regular classrooms or do they have, special classes? They have teachers that are accompanying them all the time. And in that case, how do you make them take part in all the activities, including the extracurricular ones? How do you organize with all these students? Usually the students are in the classes with all their colleagues. So, even with the handicaps, the autists, they have different levels of autism. The problem, it's not the same for each student. So some need an extra teacher to be with them all the time. Sometimes is a technique. I don't know if it's the right term. It's not a teacher,
But it's a professional in that area that stays with the students. But we want them integrated in the class most of the time. So even if they are doing a different activity with a special need teacher or with a technical person, we want them in the class. Sometimes you need to do specific work, and that specific work, they can't be integrated, of course. But even the other students that have some support from other teachers, not special needs teachers, but they have support, we take them out from the class and we work with them individually. I was talking with Irina and Magda before and with you. I think we were already in the conversation. I was saying that one of our goals is to create small classes in the school, because it's one thing that is missing at the moment. We need some places to be one teacher with just two students, one teacher with three students. And we have this problem at the moment, because I think the individual help sometimes it's really, really important. Răspunsul la întrebare este că îi integrăm în clasă. Vrem să fie tot timpul în clase, chiar și copiii care, deci sunt unii care au un profesor care se ocupe doar de ei, dar știți că chiar și pentru copii autiști, nivelul de autism este foarte diferit. Unii dintre ei, în plus de profesorul care e pregătit pentru cei cu nevoi speciale, au și un specialist în domeniu care nu este profesor, dar care își petrece timpul cu respectivii copii la școală. Deci vrem să fie tot timpul în clasă, chiar dacă nu fac aceleași activități cu ceilalți copii, din când în când profesorul poate să inițieze o activitate la care pot participa și ei și automat sunt incluși. Acei copii care au nevoie de mai mult ajutor pot fi luați din clasă pentru a beneficia de un curs individualizat. Și vă spuneam, adică spuneam Magdei și Irinei înainte să înceapă seminarul nostru, că acum obiectivul nostru în școală este să putem să avem suficiente spații pentru clase cu efectiv cât se poate de redus. Dacă am putea să avem un profesor pentru doi elevi, maxim trei elevi, pentru că ne-am dat seama că aceste cursuri cu un efectiv foarte redus, practic aproape cursuri particulare, își au utilitatea lor în procesul de învățare. Și problema noastră acum în școală este să găsim astfel de spații. Mulțumim mult! La fel, încă o întrebare mai personală. Dacă ai putea să ne trimiți prezentarea ta în această seară, mai mulți profesori au dorit să aibă această prezentare, au spus că vor să o disemineze în școlile lor, poate se schimbă ceva și dacă ai fi drăguț să ne trimiți prezentarea, ți-am mulțumit. So, Rogelio, one additional demand. Can you send us your presentation, please? Because many of the teachers following us today would like to have it, to show it to their colleagues, and they hope that when others will see it, maybe something will change in their schools too. Okay. It will be a pleasure. I'll send it. Rogelio, trebuie să-ți spun că mai ai de răspuns doar la 34 de întrebări. So, Rogelio, there are still 34 questions left. Așa că în acest context ne-am gândit să te invităm după Paște să facem o sesiune a doua, în care să începem cu aceste întrebări și apoi poate să continuăm cu ce crezi tu că e relevant pentru colegii noștri din țară. So, if you don't mind, if it's okay for you, I would like to suggest a follow-up session after the Easter holidays, when we will start with the question and answer sessions, and then we can complete with anything you deem important and relevant for our colleagues here in Romania. Yes, it will be a pleasure. Mulțumim! Thank you for the invitation. Mult, pentru că ne place să fim punctuali, deși am depășit cu 5 minute timpul alocat.
Noi spunem că a fost cu rost. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și în seara aceasta. După cum a spus Roheri, o să ne pună la dispoziție prezentarea și noi o să o postăm în pagina evenimentului și de asemenea pe pagina noastră de pe site-ul nostru, astfel încât toată lumea să poată să aibă acces la ea. O să anunțăm acest lucru în momentul în care se întâmple. De asemenea, vă reamintim că în secțiunea de comentarii am postat deja link-ul pentru obținerea diplomelor de participare. Vă reamintim că trebuie să aveți un cont activ pe site-ul nostru. Mare atenție la cum vă scrieți adresele de mail, pentru că se mai întâmplă să fie greșite și atunci diplomele automat nu ajung la dumneavoastră. Mulțumim mult, Roherio, ne-am bucurat să te avem din nou alături de noi. Mulțumim, Oana, că ne-ai ajuns voluntar ca de fiecare dată. Ajutorul tău este foarte prețios pentru noi. Noi vă urăm o seară frumoasă și sper să ne revedem cu bine și la edițiile următoare. Săptămâna viitoare ne revedem la simpozionul nostru național profesor creativ, acolo unde o să promovăm creativitatea profesorilor. La revedere! La revedere! La revedere. Goodbye, everybody! Bye, thank you!